Nu este de asemenea nici de cum adevărat că am avea cea mai dură legislație antifumat. Dar este adevărat că avem mare nevoie de acest cumul de măsuri, de restricții firești și de sprijin din partea statului și din partea societății. Avem o responsabilitate, în special față de tinerii și copiii României, și trebuie să ne asumăm. Altfel, eu unul nu înțeleg care este menirea noastră în funcție de decizie. Vă mulțumesc!